Faceți, mă, prăduitorilor. Uite, și noi pe aici, pe RPG4 cu King Andrew, din păcate doar în mașină, nu e alături de mine pe Skype sau pe TeamSpeak sau pe din astea. Și merge să o dea și el pe Ciliad să dea la Get Gift, pentru că eu, din păcate, să vă arăt așa, am 7 ore jucate și nu o să pot să dau, ai nevoie de minim 10. Și eu am doar 16 ore asta, mă rog, ora asta o să iau ore jucate, o să fac tot posibilul să iau o oră și vreau să iau. Vor fi eu, probabil azi o să fac 10 ore. Și după cum vedeți, vreau să pun cam zilnic samp, asta datorită vouă, pentru că văd că vă uitați și văd că vă place și de asemenea pentru cei care vor să se apuce pe RPG4, aveți referralul meu în descriere și mulțumesc tuturor care s-au băgat deja pe referralul meu. Este vorba de aproximativ 90 de persoane, cred, oricum aveți acolo un mic clasament al celor care au cei mai mulți referrali și chestii de genul. Mă rog, urcăm până acolo sus să vedeți și cam cum e treaba. Oricum e schimbat Get Gift-ul, adică nu Get Gift-ul acolo în capăt, în vârful muntelui e schimbat, adică nu chiar în capăt e Get Gift-ul, mai mergi puțin pe jos, e destul de interesant structurat. Ideea e că checkpoint-ul, dacă e să-i dăm așa, checkpoint-ul este arătat uneori pe hartă și dacă mergi fix acolo unde e pe hartă, o să te dea undeva în SF în oraș, deci nu se rezolve absolut nimic. În schimb, dacă te duci pe Ciliad fix acolo sus, o să vezi că checkpoint-ul este undeva mai sus decât, mă rog, nu contează. Ideea e că ce mi se pare mie e aiurea, aiurea, nu e aiurea, dar cred că doar mie mi se întâmplă, dar nu pot eu să selectez muzica. Deci toate radiourile, Kiss FM, Radio Zoo și astea mie nu mergeau într-un timp. E bine, toate radiourile de manele mergeau. Bineînțeles, după sufletul omului, după preferințele fiecăruia, se pare că până și jocul mă cunoaște destul de bine. Să fiu sincer, eu aș fi făcut mult mai mult până aici cu mașina, sincer. Merg tot eu cum vrei. În orice caz, eu aș fi făcut mult mai mult pentru că el știe mult mai bine harta și eu aș fi ocolit cel mai probabil, dar contează mai puțin asta. Încă ceva, pentru că tot primesc mesaje și pe unde mă văd playerii, mă bagi în clan, dar zi, mă bagi în clan, dar mă recrutezi și pe mine, dar cum fac să intru și un clan, nu pot să-mi pui și mie o pilă la Tudor, că știi, ți-am dat 1000, odată 1000 de dolari pe live și vreau să intru și un clan, care ar fi foarte frumos dacă aș intra și un clan. Deci, una la mână, nu recrutez eu, n-am nicio putere nici să vă pun pile, nici să, nu știu, nu am nicio putere astfel încât să bag pe cineva în clan, să scot sau să așa. E clanul Tudor, el face recrutele, el alege, el probabil vă. Nu știu, am înțeles că ultimul care intrase pe clan a fost băgat pentru că știe să dea bine cu spray-ul, ceva de genul, știți, treaba aia să te duci să lași cum ar veni tagul clanului prin anumite zone. Nu știu dacă vă va supune la probe de genul sau chestii de genul, dar ca și idee, el face recrutările, deci vorbiți cu el, dați și voi ID Tudor. Momentan nu e online, dar ca și idee, dați ID Tudor și vorbiți cu el. Degeaba îmi dați mie sau altor membri mesaj pentru că noi nu avem putere de, adică putem să propunem eventual, dar vă dați seama că răspunsul final este al lui. Clan help și avem clan invite, clan un invite, clan așa și eu vreau să văd clan members ca și idee și vă vedeți, nu suntem foarte mulți, adică Ademar, Crafte, eu, Andrew, Florin, Skip, Jayzy, Marusel și Ben GH. Și mai jos nu sunt. Deci ăștia suntem toți. Vă dați seama că Tudor poate ales doar prietenii lumea vechi sau doar cei care au demonstrat că au un skill, un ceva care să ajute la war-uri, la nu știu, sincer. Dar nu fac eu recrutări. Dacă aș fi făcut eu, v-aș băga pe toți. Dar nu e clanul meu. Și, sincer, la început și eu vreau să fac clanul meu. Dar, na, am zis că poate fac, poate nu fac, vreau să fac doar pentru cei care intraseră pe referralul meu, dar dacă nu s-a putut și a făcut deja Tudor clanul ăsta, am zis că nu mai, na. 20 de minute, încă 10 minute și am și-o asigurată. Și cum vedeți, aici în capăt, în Ciliad, întotdeauna mi-a plăcut tunelurile astea, să le zic așa. Eu înainte să joc Metin, am jucat foarte mult Samp, am avut și un server, v-am mai zis, cred că, chestia asta. Și îmi plăcea să-mi fac, de fapt nu să-mi fac, dar îmi plăcea pe server să am din astea multe, știi, tuneluri din astea sau nu știu cum să le numesc. Și dacă te uiți așa în jos, pare că se vede SF-ul, dar mă rog, da, uite, se vede dacă te uiți mai așa. Deci îmi plăcea și cu standul, cu asta chiar îmi plăcea mult server de stand pe atunci. Și eu am făcut tot un server de stand, dar nu mă pricepeam, aveam un vecin care îmi făcea chestia asta și îmi plăcea să mă dau peste cap cu mașina cu asta, chiar era mișto.
Și îmi plăcea să mă joc pe chestiile astea. Și facem și un salt cu parașuta. Și acum aici o să vedeți că nu mai putem merge cu mașina, este un fel de blocaj și va trebui să mergem cu... Doamne, câte mașini sunt aici. Da, va trebui să mergem pe jos. Din păcate nu pot să dau get gift, îmi pare rău. S-a adăugat și questul ăla cu inimi, să strângi 150 din, mi-a zis decât două, dar asta e partea a doua. Ok. După cum vedeți sunt 980 de playeri, acum probabil la o oră fixă când se va da pe Eddie sau ceva, o chestie care să stau. Hai mă, prietene, ce ai făcut? Așa, când se va face o oră fixă, probabil vor intra mai mulți. 977, mă rog, se menține deocamdată serverul. Sper că ești în spatele meu, ești. De asemenea, că susține seria și vreți să pun sam zilnic, puteți să apăsați butonul de like și nu uitați de concursul care se desfășoară pe canalul meu. Concursul acela cu 2000 de gold premiu. Cu 2000 de gold puteți să vă faceți ceva chestii. Deci am eu un clip pe canal cu concurs 2000 de gold, vă invit să participați și voi, get gift, ia să vedem. Da, e nevoie de cel puțin 10 ore. Bufut. Hai să vedem ce noroc are domnul King Andrew. 4K, bun. Și acum hai să dăm o privire de ansamblu de aici, să vedem. Hai de viața mea. 837. PC, deschid. Ia uite ce zice crudul dănuțule, nu ai cum să cazi când ai parașuta cu tine. Ha 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 ha. Da. Haide. Click. Bun. Sau space. Bun. Haide să vedem. Da, e ceva până jos dacă stau să mă gândesc într-un anumit fel. E cam ceva până jos. Hai să vedem care și-a inima în dinți. Eu o să-mi iau și puțin avânt, că e frumos dacă ți-ai avânt. Și haide. O, da, ce frumos, ce frumos. Așa, în linie, ușor, elegant, lin. Mamă, cât de frumos se vede acolo. Hai să vedem pe unde aterizăm, așa, lin. Adică nu vreau să treacă timpul, știi, când o să aterizez. Oricum, mașina nu am pe aici. Și cu ocazia asta mai facem și ceva... Și ceva timp jucat, că uite, o să dure deja până aterizăm. Și problema e că o să aterizăm undeva într-o zonă mai nasoală, pentru că nu știu dacă o să avem mașini sau ceva genul. Într-adevăr, e mult mai palpitant cum a făcut playerul ăla să-ți dai drumul la parașută fix când ajungi jos, cred, sau mă rog, cu puțin înainte. Da, mai bine că dăm noi așa lin, dai o privire de ansamblu, luțule mai încet, nu conduc eu. Așa, de se vede frumos, acolo tot e frumos colorat, ce rachetă ai mășule, într-adevăr. Orașul e frumos colorat, deci da. Avem acolo un pod foarte frumos colorat. Și oricum cădem undeva în SF clar. Poate cădem pe blocul ăsta, hai să vedem. Și de aici poate, cine știe cum cădem direct în cap să mergem acasă. Să ne luăm și... Deci stai așa. Văd că s-a dat un update. Infracțiuni comise așa. Cont primul mai am o zi. 21 din 30 RP-uri, 7 ore jucate, o să fac și eu 8. E un lucru bun. Și uite că am aterizat aici și cred că și Andrew o să aterizeze tot aici. O, ușor nebunule, gata. Frumos, elegant cât de cât, pot să spun că a fost o săritură frumoasă. Spune așa. Hai să vedem, privim de aici de sus. Cred că o să mor dacă mă arunc direct jos, cred eu așa. Sau hai să încerc să sar pe clădirea cealaltă, deși nu cred că o să reușesc. Dar merită să... Da, nu, că nu reușesc sigur, uite. Fii atent, cum să mori în samp, uite, foarte simplu. Așa. Da, nici nu făceam speranțe că o să trăiesc, sincer, că o să-mi reușească chestia asta, dar mă rog. Hai să facem așa un tur al casei repede. Intrăm aici, nu stă nimeni pe slip, din păcate. Avem aici pe domnul Vali 200. Aici nu avem pe nimeni. Aici nu avem pe nimeni. Foarte trist. Aici nu putem deschide ușa. Aici, prin bucătărie, prin sufrageria asta, nimic. Nimic, 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 nimic. Bun, hai să vedem. Deci sper că am lămurit oarecum treaba asta cu recrutatul și cu asta. Nu am nici o putere, da? Nu am nicio putere să recrutez, să bag în clan, să... Nu știu, pur și simplu, nu am cum. Pe scurt, nu mai dați mie mesaje că nu pot să vă bag nici dacă aș vrea. Nici dacă aș vrea, nu pot. Deci cam asta e ideea. Ce să mai facem noi așa repede jos să mai treacă timpul? Ups, stai. Nu. Hai să mă duc să fac, nici nu mai știu ce job am, dar cred că am cel de carieră.
Hai să mergem la cât acolo, sper să nu dea vreun crash sau ceva. Dar nu e full serverul, deci aș putea să intru fără probleme înapoi. Ce e nasol e faptul că, na, e cam urât asta cu logatul. Că, na, din mare parte e cam full serverul, știi? Și e mai urât că mulți nu prea, adică mulți stau pe contrasens. Bine, mai stăteam și eu ce trebuie, stai că nici m-am uitat la checkpoint-urile pe hartă. Adică mai stăteam și eu, știi, nu zic nu, dar, mă rog, unii chiar te enervează la culme, știi, vine să le dai cu ceva întâmplă. Comportament non-RP, ai luat 30 de minute jail, felicitări, prietene. Deci, da. Hai așa încet, dar sigur, bam, bam, bam. Mai am 140. Bravo, tată, nu știu ce te referi, dar bravo. Opa. Oricum o să încerc să filmez cu Mazoku pe server. Oricum Mazoku e în top acum și la level și la multe chestii. Cel puțin l-au ajutat mult referrali, pentru că are foarte mulți. Și da, bine și pe mine, recunosc. Deci m-a ajutat mult faptul că am referrali. Și o să am mult de mâncat. Eu vreau să-mi iau inițial un sultan, un ceva, un Uranus, habar n-am, vreau să-mi iau o mașină și o să merg mai repejor. Pentru că asta mi se pare foarte slabă mașina asta. De ce? Pentru că se răstoarnă foarte ușor, nu se ține bine pe drum. Te fugi, să zicem că fuge la vale, prinde și 180 sau ceva de genul pe acolo, dar în rest nu prea văd. Bine, am înțeles că la fiecare level, sau din ce am văzut, la fiecare level primești o mașină nouă pentru tutorial, dar asta mi se pare cea mai proastă dintre toate, mai bine iau perennialul. Foarte multe persoane m-au adăugat ca prieten pe server, eu le mulțumesc. Din păcate nu pot să văd eu pe cei care m-au adăugat la prieteni și în momentul în care intru pe server, foarte multe persoane mă salută și contează mult pentru mine asta. Tocmai de asta le mulțumesc pe această cale tuturor și tuturor care au intrat pe referral-ul meu, care urmăresc clipurile, că mergem repede, facem o cursă ceva. Dar aici probabil va fi destul de aglomerat, cum e de obicei. După cum vedeți, v-am spus chestia asta cu Happy Holiday, 150 de inimi și trebuie să vă duceți și pe Cilia de acolo să dați get gift, v-am arătat cam cum e treaba acolo. Hai să vedem cum e treaba pe aici. Probabil să vedem imediat și cam cât sunt la datorie acum. Mamă, mamă. Da. Din fericire când te-a pus să faci jobul și astea, sper că ăsta e jobul pe care l-am. Așa. Din fericire când te-a pus să faci jobul, măcar nu se mai ating mașinile între ele sau chestii de genul, ceea ce e un lucru bun. Work. Work. Am pe bune. Băi, nu mai stați mă pe lângă mine, lăsați-mă. A, da, of, doamne, op, doamne. Păi da, așa nu o să putem niciunul să începem jobul, cred că realizați și voi chestia asta. O, da, într-un final am reușit. Trebuie să nu fac aceeași greșeală ca în video cu concursul cu 2000 de gold, să mă duc până jos acolo să-mi dau seama că eu nu luasem checkpoint-ul de aici. Așa, acum am reușit noi 54, sunt ceva aici, sunt ceva oameni. Văd că pe forum s-a pus harta cu inim pentru evenimentul ăsta, să zicem. Și da, cred că o să fac și un video când ne apucăm să strângem din inimile respective, dar asta să mergem mai mulți din clan să le strângem, pentru că singur va fi destul de greu, va fi destul de complicat, sincer. Dar asta rămâne de văzut. Hai să vedem, hai să facem și noi o cursă 2 ore pe jur, așa. La mine, după cum vedeți, am doar 14.000, bancă mai am vreo 200 și ceva de mii, parcă v-am mai arătat, mă rog, am și acolo play time, o secundă, unul de altă, dar mă uit. A, da, deci cum termin cursul asta, deja am făcut cele 30 de minute, vreau să am orele jucate neapărat, să profit și eu la maxim de get gift. Poate scot ceva, niște gold, niște, habar n-am, poate sclotul de mașini, nu știu sigur ce poate să pice exact. Dar mă gândesc că e dropul variabil și seamănă cu dropul de pe alte servere, să zicem. 1000 din 1000, foarte drăguț. După cum vedeți, în continuare, multă lume își lasă conturile pe AFK și uită de ele sau pur și simplu se întâmplă ceva și na, pur și simplu uită de ele și ies câte 15 pe o dată, 10, 15 pe o dată. Bine, se fac locuri pentru cei care vor să intre, știi, nu e vorba de asta, dar nu știu, vă recomand dacă vreți neapărat să plecați până undeva sau așa, băgați-l pe sleep 30 de minute cât puteți să-l țineți momentan și eu zic e ok așa. În seara asta până la 1-2 fac quest-ul. Bă, e bun dacă îl faci până la ora aia, na. Și ce am mai văzut o chestie interesantă, să zicem, nu poți să ajungi mai devreme, adică poți să ajungi mai devreme de 30 de secunde până jos acolo, dar nu te lasă aici checkpoint-ul, deci, da. Hai să coborâm așa încet, dar sigur, e bine că mașinuța asta e oarecum structurată să pici tot pe roți, știi, nu prea ai cum să te răstorni cu ea, trebuie să fii chiar handicapat sau, pur și simplu, să ai ghinion să te răstorni cu ea. Faci bani, vânaticule, da, domnule, fac bani, avem nevoie de bani. Și acum cred că v-am spune că am ajuns prea devreme, cred eu.
Ia să vedem. Aba nu, am ajuns bine. Nu știu, la mașina asta chiar se conduce mai bine cu spatele. Cel puțin eu așa m-am obișnuit cu ea și văd că sunt mulți care fac la fel. Se pare mult mai ușor de cotit așa cu ea, nu știu. E mai ușor, mai plăcut să mergi cu ea așa, nu te mai enervezi că nu cotește cum vrei sau chestii de genul. Și la fel, dacă vedeți că nu vă răspund la mesaje sau la apeluri și la astea, nu trebuie să vă panicați. A, ăla e arogant, ăla nu m-a băgat în seamă, nu mi-a răspuns la mesaj, ăla e un bulangiu. Da, pe uite că vedeți voi că mă mai sună lumea, mai înscriu, mai ales când intru pe serverul prima dată, nu pot să zic că e spam cum e la Oache, la Tudor, care sunt mult mai cunoscuți pe SAMP. Dar e o leacă acolo spam, știi, și se simte. Se simte. Oricum, interesul pentru RPG4 e destul de mare și mulți toți spuneau de ce alegeți RPG4 că e la fel ca RPG 1, 2, 3. Ce găsiți nou? Păi e faza că ai șansa la o funcție, e faza că sunt mult mai ieftine nu știu, casele, bizurile sunt mult mai ieftine, dacă tragi tare poți să-ți asiguri viitorul, ca să zicem așa. Mă rog, sunt multe chestii de vorbit, dar asta în videoclipurile viitoare. Deci cam asta ar fi video, sper că v-a plăcut. La revedere!